Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod portocaliu și roșu de secetă hidrologică în râurile din țară, iar pe râul Nistru a fost emis cod galben, relatează Radio Moldova. Potrivit hidrometeorologilor în intervalul 19-26 iulie, specialiștii atenționează că în râurile Republicii Moldova se va menține scurgerea scăzută a apei. În Nistru se atestă o scădere a apei cu 30-40%. În râul Prut, apa a scăzut cu 15-30% sub media multianuală anuală a lunii iulie, iar în râurile mici cu 10 20%. În acest context, Serviciul Hidrometeorologic de Stat îndeamnă agenții economici și populația să folosească rațional resursele de apă.